Ei au dat acum o ordonanță politică prin care tot ce înseamnă CET al unei comunități, al unei administrații locale care nu este la PDL, nu primește subvenție. Și asta înseamnă, în cifre și în procente, 66% dintre unitățile administrativ-teritoriale cu CET-uri din România. 25% sunt ale PDL-ului, 66% sunt ale USL. Ori este cât se poate de clar că acele CET-uri, când au fost construite de Ceaușescu sau de, eu știu, de pe perioada aia, nu au fost construite și nici vopsite în portocaliu, roșu sau albastru sau galben, nu au fost construite nici pentru a reprezenta vreo chestie politică, ci au fost construite pentru a face ca industriile să meargă în toate aceste comunități și ca populația să aibă căldură. Deci iată că trebuie să o spunem cu regret că ceea ce a reușit să facă Ceaușescu strică Băsescu și că ceea ce a reușit să facă acea perioadă comunistă strică această perioadă pedelistă. Ionel Muscalu a vorbit și despre faptul că ordonanța de guvern menționată nu are norme de aplicare. El spune că această ordonanță nu este una cu caracter social, ci este una politică. Revin și spun că această ordonanță de urgență nu este o ordonanță de asistență socială, ci este o ordonanță politică, pentru că în funcție de culoarea unității administrativ-teritoriale a primarului sau a Consiliului Județean din respectiva unitate, se vor da sau nu subvenții către acele centrale.